A fost un an destul de dificil pentru toate firmele de transport în general și pentru noi a fost tot greu și mai ales șoferii sunt foarte speriați referitor la acest virus, cum ar veni. Modificarea a fost în felul următor. Le-am spus șoferilor să fie mai preventivi în sensul relaționarea cu oamenii, cu clienții, la încărcare, la descărcare, iar pentru noi ca și firmă am încercat să alegem calea optimă și pentru șoferi, ca să nu intre și ei în relații cu alte persoane care au acest virus. Anul 2022 consider că va fi un an plin de provocări în continuare și suntem pregătiți pentru a înfrunta orice probleme. Consider că este un viitor în care toată lumea vrea să evolueze, dar s-ar putea să avem și o piedică. Consider că forța cea mai bună la un camion este motorul diesel. Vom vedea că, din câte am înțeles, se încearcă a introduce camioanele electrice. Să vedem ce forță dezvoltă acele camioane. Deocamdată nu avem asemenea clienți. Clienții sunt deschiși oricum pentru a putea le onora transporturile, vom vedea pe viitor. Pentru că este un motor puternic și eu zic că este cel mai fiabil la ora actuală, consumul mic, putere și putem transporta ce este mai greu.